Înainte să te duci la insula iubirii, cât timp ai fost prietenă cu iubitul tău? 4 ani, dar știu dintotdeauna că noi suntem din Ialomița și suntem amândoi din același sat. Deci vă cunoșteați de mici? Da, eu, da. Crezi că e bine că te-ai dus acolo și l-ai cunoscut mai bine și v-ați întors despărțit sau... Nu cred că e bine neapărat ca un cuplu să se despartă, dar un cuplu care nu funcționează, asta e alegerea cea mai corectă, să te desparți. Și se întâmplă câteodată, cum a fost cazul meu, să nu poți să accepți realitatea în care trăiești. Știi de ce am întrebat-o? De ce? Pentru că și eu m-am căsătorit cu o fată din satul meu, am fost prieteni 5 ani și avem de aproape 45 de ani de când ne-am căsătorit. Bravo! N-am fost niciodată într-o chestie din asta și mă gândesc să mă duc să văd dacă la aia ești sănătos la cap. Știi de ce? Vreau să văd după 45 de ani. Se poate întâmpla să te desparți după 45 de ani? Da, bre. Dacă stai o lună de zile... Eu recomand să mergi... Eu cred că neamărinii bate toate ispitele acolo. Dacă se dă vreunul la soția dumnealui, eu zic dacă... Îmi pare rău că s-a întâmplat chestia asta, dar poate că e tot... Tot rău spre bine. Tot rău spre bine, da? Da, păi așa și este. Bine. Da. Doamna Mioara, să știți că dacă auziți treaba asta e doar nu, o glumă. Nu, e o glumă. Și poate vrea să hotărăște, nu-l lăsăm noi. Dar poate vrea doamna Mioara, mă. Bine, mă, atunci nu mă mai bag, bă, lăsați-mă în pace, avem ceva hai să de vedem, făcut aici. Hai să vedem.